Județul Vâlcea are în patrimoniu pe malul lacului Petrimanu un teren pe care conducerea Consiliului Județean intenționează să construiască o clădire nouă, dotată cu echipamente medicale specifice și cu mobilier adecvat, care să devină locul unde acești oameni își recuperează sănătatea. În acest sens a fost transmisă Ministerului Sănătății solicitarea și fișa proiectului în vederea cuprinderii acestuia în lista de priorități la investiții pentru anul 2024. Drogurile, consumul excesiv de alcool, sunt două probleme despre care se vorbește foarte mult în zilele noastre, în această perioadă. Multe se vorbesc, dar hai să facem și mai multe. Și m-am gândit, vrem de mult să investim pe un teren de vreo 3500 de metri, pe malul lacului Petrimanu, unde vă spuneam că avem 3500 de metri de teren, avem și o clădire care e părăginită pe românește și am tot vrut să facem diverse investiții. Ba, s-au lansat, ba, nu s-au lansat proiecte. Ei bine, ce credeți că am în mână? Am o adresă pe care am trimis-o pe 9 noiembrie la Ministerul Sănătății și am și o fișă, la fel, este un formular de propunere investiție. Ne propunem să facem sus la Petrimanu un centru pentru persoanele aflate în acest risc, în acest necaz, consumul de droguri și consumul de alcool. Vrem să-i ajutăm pe cei loviți de această năpastă să se facă bine. Unde? În centrul Ozon de la Petrimanu. Este o investiție pe care vrem să o facem în urma accesării fondurilor europene sau de la Ministerul Sănătății și presupune o clădire cu cel puțin 3 etaje. În această zonă, destul de complicat ca și accesibilitate, vom pune la punct și drumul. Până în alta, centrul Ozon se lansează astăzi ca și nou proiect după ce am trimis documentele către Ministerul Sănătății. Să dea Dumnezeu să înțeleagă oportunitatea investiției și să ne financeze. Noi ne-am apucat de treabă și în ianuarie, ca să vedeți că nu stăm degeaba, în ianuarie alocăm și banii să începem proiectarea și toate documentațiile, licitații și așa mai departe, în vederea licitațiile de proiectare. Centrul Ozon de la Petrimanu.